Salutare prieteni, eu sunt Surdacio și acesta este episodul 15 din Pe Copănic pe FIFA 17. Bine ați venit la un episod nou din această serie. Săptămâna asta avem un Team of the Week destul de șmecher, dar înainte să vorbim despre el, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o deja, bineînțeles, pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Săptămâna asta îl avem în parte pe Boruț de la Bournemouth, 3 fundași centrali, Umtiti, Kulibaly și Havi Martinez. Avem aici, pe partea dreaptă, îl avem pe Arnautovic, Tadici, Perisic și... cine ăsta, mă? Că-l știam, Marseille, Tauvin, da. Sau el e? Ia să vedem. Așa, Tauvin, nu voiam să greșesc, mai bine că am verificat. Benzema, Aubameyang și Griezmann. Iar pe bancă, ce jucători bune am mai avea? Belotti, Roberto Firmino, Ciro Immobile și cam atât. Poate și Johnson pentru Pace de la Gladbach. Ce să vă spun, un atac super bun. Benzema, Aubameyang și Griezmann. De Aubameyang nu mai zic, 98 pace, 89 shooting, 84 pase, 86 dribbling, 80 physical, defending nu-i trebuie. Vă dați seama cu un sniper cum ar arăta, 92 shooting, 89 dribbling. Superb. O să deschidem astăzi pachete de 90.000. Avem și două pachete de 25 ca fiecare. Da, mai întâi trebuie să facem draft-ul, așa cum e regula. Să vedem ce prindem, poate prindem Aubameyang. Din Team of the Week l-aș lua. Dăm 15.000 coins. Ia să vedem. 4-3-3, false 9, 4-4-1-1, 4-5-1 pe atac, 4-1-2-1-2, 4-3 defend. Mai bine joc cu 4-3-3 false 9. Ok, hai să vedem ce capitan avem. Higuain, Di Maria, Ibrahimovic, Dybala și Suarez. Trebuie să mergem cu Suarez 93 rating. Mai departe, da. Ce facem? Îl luăm pe Vela pentru chemistry sau pe Robben pentru schimbare. Îl luăm pe Robben. Hai stânga, se poate Neymarcito sau Cristiano Ronaldo. Royce, băga mea și piciorul. Și aici același capitol. Trebuie să luăm pe Royce la super sub. Mai departe, ia să vedem, am nevoie de mijlocaș. Toni Kroos, Rajana Angola, dar mergem cu Kroos, bineînțeles, 89 rating. În zonzi, cu el mergem, altceva n-avem. Și ia să vedem ce s-a întâmplat, probleme cu serverul. Ia să vedem, avem unul din La Liga, Zurutuza. Ok, face link verde cu Înzonzi că sunt de aceeași naționalitate, franceză. Ia să vedem, trebuia să vină și silver. German, olandez n-avem, nu? Nu, da, luăm pe Falatar pentru... luăm pe ăsta, Cavada. 93 pace, interesant. Joacă la Galatasaray, pe bune ei. Nu ne lași să facem nici draft-ul. Ce luăm aici? Luăm Tar? Nu, îl luăm pe Wellington. Altceva n-avem ce să luăm. Ia să vedem, dă-ne Bonucci, Cai, Ruiz. Ce fac, frate? Ce fac? Îl am pe Roy, să-l am pe Robben. Rezerve, mai au și pe Bonucci. Sau le-au pe Cariso sau Ruiz. Ce luăm? Nasol, haide să mergem cu Ruiz. Aș fi vrut Bonucci. Da, ce să faci? Fii atent, mă, că la fel face de fiecare dată. Tremulino. Ok. Portar, Diego Alves vreau. Uite-mă că a venit Diego Alves. Așa. Ca să vedem. Acum îl dai pe Keylor Navas. Dacă ni-l dă, îl schimbăm. N-a vrut. Îl luăm pe Rui Patricio, deoarece a câștigat. L-avem și pe Ruli. a câștigat europeanul, ultimul european. Oh, vamos, Ramos, bineînțeles, nici nu stau la discuții, Ramos, 91. Mai departe, aoleu, de Marcos, hai că e bun și ăsta, perfect, a venit, face link verde cu Ramos și Toni Kroos acolo, face link portocaliu. Vas, Pedro, îl luăm pe Vas, îl schimbăm aici, aoleu, pierdem chimie, nada. Știu de ce, deoarece n-avem nici mijlocaș stânga, nici dreapta, Marțianu, Bruno, ba, ce să-l iau. Haideți că luăm pe Bruno, cât scade acum? 6. Trebuie să ne facem rost de... Bale sau Ronaldo, este ușor. Îl luăm pe CR7, perfectamente, și acum îl băgăm și pe... Bruno Soriano. Așa. Haide, dă-ne-l și pe Messi sau Bale din nou. Nu vrei să ne-l dai. Îl avem însă pe Vitolo. Și luăm, că nu se știe ce se întâmplă. 100% chemistry până acum. O echipă destul de bună. Însă lipsește ceva. Lipsește Messi, lipsește Bale. Hai că poate se poate, luăm pe Insigne, îmi place că are pace și mic, se mișcă destul de repede. Salah, Salahorul. Bă, dacă le-au pe Salah, ce fac cu Robben? Robben cum stă? Dar Robben stă mai bine, deci nu o să le-au pe Salah, deoarece aș vrea să ne mai dea right winger. Să o zicem așa cum trebuie spus și ce luăm. Hai să luăm pe Johnson, e din Team of the Week. 91 pace, interesant. Emrecian, haide frate. Hai să luăm pe Can, care de fapt e turc, doar că joacă pentru Germania. Niang, El Kaddouri, luăm din nou pe El Kaddouri. Vreau să vin acum right winger. Da, a venit tot left. Ce facem, frate? Ce facem? Mă luăm pe Hazard. Că altceva nu avem ce să facem, o să mă mai joc eu cu echipa prieteni și data viitoare o să vă zic ce am făcut cu ea. Cu echipa de data trecută am câștigat draftul, în primul meci știu că am dat 10-2, pe care nu mai pot să vă arăt, am mai jucat și alte drafturi, vorbesc strict de acea echipă, 10-2 parcă 1-0, 4-1 și în finală am bătut cu 3-2, nu, a fost 4-3 după ce am fost condus la pauză cu 3-1, prieteni. Haideți să vedem și managerul, că uitam să-l bag, luăm pe Conte, dar așa că îl simpatizez eu pentru tot ce face la Chelsea. Ok, cam asta a fost. Cristiano Ronaldo, Kroos și Ramos, toți trei de la Real Madrid. Acum mergem să deschidem și noi pachetele, să vedem dacă avem noroc la un inform. Avem astăzi, prieteni, 8x gold pack și 2x, stați că trebuie să merg pe aici, 2x premium gold players pack, avem pachet de 12 iteme, 10 gold și 3 rare, doar jucători, de ce am zis iteme? În fine, 12 jucători, 10 de aur, 3 rari. Haideți să deschidem gold pe curine. Nu se știe niciodată, știu că sunt cele mai slabe pachete de la, de fapt, din categoria de aur, dar nu se știe niciodată. Haideți să vedem. Haide, e non-rar. Ah, nasolă. Când văd non-rar nu prea îmi place. Mauricio. Consumabile, ceva, avem, ce avem? Kitul lui Manchester United, bă, s-ar putea să facă ceva, nu știu, 1000, cred că tot faci. 3900, 3000, haide, zim că e 3000, 2000, 2000, e bun. E bun, frate, e bun. Pe jucătorii ăștia mai luăm 1000, 3000, pe contracte, ce ăsta? A, nu e bun. Engine, nu e bun. 4000 să zicem, maxim 4000 din acest pachet. O să forțez eu puțin cu kitul lui United. A, nu cred că face nimic, să nu mă mai uit. 117 coins. Numărul 2. Ia să vedem, ia să vedem. Dă-ne gol, rar. Din nou e non-rar, mă. Îl avem pe Congolo de la Feyenoord. Haide. Altceva, altceva, altceva. Se pare că nu. Da, jucători. Am uitat să spun ce jucători sunt acolo. Kitul lui Hamburg, îl mai avem o dată. Hai cu numărul 3. Eden Hazard pe copertă. Ia uite, din nou e non-rar. Susaeta, right winger de la Atletico Bilbao. Hai ei, hai ei că ne-ai omorât în episodul ăsta. Ce mai avem? Yang și Eschenko. Altceva. Squad training, cred că face ceva kitul Suediei, astea nu prea fac nimic. Hai să vedem numărul 4. Di Maria, care a pierdut calificarea cu PSG aseară, de fapt alaltă seară. Rudiger de la AS Roma, neamț de naționalitate. Oi, când jucători avem, ești nebun. El Bazoer, Mpoku, Fidel. Bine că nu Fidea. Ia să vedem, face ceva, 87 pace, face o lai. Ce avem aici? Muto și Vlasov, da. În rest, nimic interesant. Aș vrea de la Chemistry de Hunter, că e 5.000 coins, dar văd că nu vrea să ne-l dea. 5.000 sunt bani, frate. Hai să vedem numărul 5, din nou Di Maria. Da, e non-rar de data asta, nu ne-a purtat noroc. Boselli, nu știu de la ce echipă e. Nu recunosc sigla. Ce mai avem? Lescano, Conco, Souza și Daverson. Daverson, Sniper. Ah, ce păcat. Sniperul ăsta cred că e 1000. Nu puteai, mă, să ne dai nici 1000. Nu puteam, mă, să ne dea Hunter. Hunter voiam. Nici nu știu ce pachete. 1, 2, 3, 4, 5... Cred că a fost numărul 5, acum e numărul 6. Sper să nu greșesc. Aoleu, din nou non-rar. Ce avem aici? Avem Gamberini de la Chievo Verona, dacă nu mă înșel. Uitați ce ne face, ce ne face. Pedro, Leon și Rodriguez. Așa. Consumabile ieftine, mai ales fitness-ul abia se dă la 200. Ia să vedem, mă, faci ceva? Pentru la 10%. Da, face nimic. Aia face. Ok, numărul 7. Să fie oare 7-le cu noroc. Oricum spuma e la final, prieteni. Ah, din nou non-rar. Ce înseamnă asta, frate? Kisling. Kisling, Kisling, Kisling. Măcar rar să ne dea, să stăm cu noi cu suspansul ăla. Ferry, Basa și Ocampos. Ce mai avem pe aici? Nu mai avem nimic. Ia să vedem. Face ceva, ar trebui să facă. Măcar 500 de o ciorbă. Ia uite cum ne ține în suspans. Haide că nu văd. 500 se pare că face. Îl trimitem pe list. Opa, nu așa. Ce frate, D, frate, D. Fix alte butoane dădeam. Și numărul 8. Sper că asta e numărul 8. Dacă nu, deschidem data viitoare mai multe. Ce ne dai, frate? Îl dai pe Manquillo. Măcar e rar. Altceva. Niciun chemistry. El Gazi și Memisevici. Niciun chemistry. Niciun chemistry. Trist. În fine, asta e. Cum ziceam, dacă am deschis în loc de 8-7, deschidem data viitoare mai multe. Ok. Le-am pe alea de silver la sfârșit. Ok, bun. Alea le deschidem data viitoare. Avem acum două pachete de astea. Haideți să vedem, sunt pachete de 25.000 coins. Royce pe copertă, ce ne dai? Aoleu, vai de capul meu. Mi l-ai dat pe Oxlade Chamberlain. Hai frate, ce-i asta? Ce-i asta, fănoiule? Ce-i asta? Le Marchand, Roger Casio, Rodwell, Yom Ki-hun, Balanța, Dono, Timor, Redmond, Kaczynski și Mike Nan. N-am la cine să mă uit, ăștia jucătorii. Pachete de 25k și nu ne dă nimic, frate. Ne-a trimis și la sfârșit din nou. Pe cine să luăm? Pe cine? Hai să luăm pe Di Maria, că e supărat, a pierdut calificarea seară. După 4-0 o să iei 6-1, nasol. Asta e fotbalul. Di Magia, Di Magia, ce ne-ai dat aici? Schneider, frate, 83 rating, uniform mai slăbuț. Vezi să nu, surdaciule, vezi să nu. Zaha de la Crystal Palace, Sanson, Castan, Sergi Roberto, cel care a calificat-o pe Barcelona, Kameni, Gastal, Delo, Younes, Hererin, Torres, Amalfitano și Gato. Gato, Gato, Gato. Asta e, prieteni. N-avem noroc, bă, n-avem noroc, mă. La un jucător, nu neapărat inform, frate, să fie jucător bun. Să luăm și noi 100.000 pe el, măcar. Asta e. Ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o deja, pentru mai multe noutăți, episoade, serii noi. Acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Surdaciu și până data viitoare dau cu bace. Vă aștept și în următorul episod. Pe data viitoare.